profundă din partea Partidului Socialiștilor, cele mai mari fracțiuni în Parlamentul Republicii Moldovei, referitor la sfidarea Constituției Republicii Moldova și neutralității țării noastre de către trupele armate ale NATO, soldații americani. Mi-e interesant cum ar reacționa americanii dacă de ziua independenței pe 4 iulie la ei în centrul țării ar defila soldații ai altui stat și tehnică militară străină. Noi considerăm că aceste acțiuni majorează riscul ca să se accentueze unele tendințe separatiste din Republica Moldova, în special ce se întâmplă în Transnistria, în Găgăuzia, în alte regiuni ale Republicii Moldova. Noi considerăm că aceasta este o sfidare a intereselor naționale ale Republicii Moldova și este o trădare din partea guvernării democratice, care se autodenumește democratice, a intereselor naționale și a memoriei cetățenilor Republicii Moldova. Faptul că ei doresc anume pe 9 mai să vină în centrul Chișinăului, asta e o bătaie de joc, de memoria și de sentimentele a sutilor și milioanelor de cetățenii Republicii Moldova, care consideră că 9 mai este o sărbătoare sfântă, este ziua victoriei. În legătură cu aceasta, socialiștii solicită convocarea ședinței extraordinare a Parlamentului pentru data de 10 mai la orele 10, cu un singur subiect în ordine de zi. Audieri parlamentare a Ministrului Apărării, Ministrului de Interne, Ministrului Afacerilor Externe, Șefului Serviciului Securitate. Noi deja 24 de deputați am primit.